aparatul de droguri, marca Drager. Îl deschidem din cutia asta. Foarte important să-l punem pe un suport aici să fie plat, să nu fie într-o parte sau în alte părți care să-și modifice el starea în timpul în care se face testare. Îi dăm drumul, îl deschidem. Asta este discheta. Dacă avem suspiciunea că o persoană a consumat droguri sau substanțe interzise, o desfacem în fața lui. Eprubeta o deschidem, iar să vadă că e sigilată. I-o dăm să o bage în gură timp de 2-3 minute până se face cu deculoare albastră. După ce se face deculoare albastră, deschidem aici caseta, o introducem aici, iar timp de 8 minute se face testarea pentru substanțe care sunt aici înregistrate în aparat. După ce se termină verificarea, dacă la una din cele 8 substanțe arată valoare pozitivă, mergem cu el la spital pentru recoltarea de probe, sânge și urină. Și dacă nu vrea să meargă la spital? Dacă nu vrea să meargă la spital, refuzul, se întocmește o dosar penal pentru refuz de recoltare și de testare la fața locului. Ce implică? Bun, reținerea permisului de conducere, se face dosar penal, dovada este fără drept de circulație, iar dacă ulterior omul se răzgândește sau nu, este prea târziu. Toată procedura se filmează, îl întrebăm o dată de două ori, dacă nu este de acord nici testarea cu aparatul, nici la spital, atunci îi facem în dosar pentru refuz de recoltare.